Pentru locuitorii satului Hăsnășenii Mari din raionul Drochia, alegerile sunt o adevărată sărbătoare. Secția de votare din localitate s-a transformat într-un loc plin de energie pozitivă și bună dispoziție. Nu mai decât că o sărbătoare, pentru sat hotărâm noi, sătenii, hotărâm soarta satului nostru și ne doare după toate valorile satului și numai decât trebuie ca să facem o alegere corectă, să fii un om demn, responsabil. Fac și eu ca și anecdotă geala. Для меня экзамен всегда праздник, а паша же ел. Сербатуаре. Если то де уна, и леди ажай. То есть, дака и ватаре, ему треба свиш музыка. Ну, мой дихет. Nu mai decât, corect. Pentru o viață mai bună, să venim tăți acasă, stăm acasă, cum a fost odată. Da, ia ca pentru și... E veselă dumneavoastră, văd, muzică? Ia asta, oleacă, ne mai salvează, ca buc să începe postul să mântă și aici. Dar dacă în două cuvinte trebuie, avem nevoie de un primar care să aducă satul la un nivel mai înalt, să-l dezvolte. Asta-i. Am dorit să fiu un primar aproape de oameni, să facem ceva bun în comun, deoarece lasă mult de dorit în ziua de astăzi. Veselă dumneavoastră la alegeri. La alegeri, da, ca peste tot. Ca peste tot. Măcar atâta ridică dispoziția oamenilor. Potrivit șefului căminului cultural din localitate, care și în acest scrutin a asigurat muzica și voia bună în secția de votare, aceasta deja este o tradiție ca în ziua alegerilor muzica să răsune tot satul. Eu de când lucrez, de când activez la casă de cultură, în toată vremea, poftim, am pus muzică, asta e lege. La mine de atât aș pune muzică pentru oameni să vii, cât de, mă rog, la ultimul timp vedeți situația și în țară și peste tot, dar cu o muzică și cu voie bună poți să fii, să mergem înainte. În primele 4 ore de la deschiderea secției de votare, în Hăsnășenii Mari deja a fost depășit pragul electoral. Potrivit președintei Consiliului Local de Circumscripție Electorală Hăsnășeni, oamenii sunt activi și vin la vot cu bună dispoziție. Din număr total de alegători din 1278, avem la moment 276 de alegători. Da, destul de bun, adică cetățenii sunt cointeresați ca să aleagă viitorul primar, cred. Permanent la noi se organizează, adică cu muzică, nu e o problemă. După cum tineret avem foarte puțin, votează bătrânii mai mult. Secția de votare în satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, este amplasată în sediul Casei de Cultură. În turul 2 al alegerilor, aici sunt așteptați la urne aproximativ 1300 de alegători.